Bună seara, domnule Teja. Vorbeam înainte de meci, erați optimist, vorbeați de victorie. Până la urmă, lucrurile n-au ieșit deloc așa. Păi nu, exact cum am vorbit înainte de meci, eu am spus înainte de meci, care e o echipă foarte bună. E o echipă cu jucători cu calitate. Normal că îmi doresc să câștig fiecare meci, la oriunde, la orice echipă sunt și la fiecare meci la care particip îmi doresc să-l câștig, chiar dacă joc cu Dinamo, chiar dacă joc cu o altă echipă, îmi pregătesc echipa să câștig fiecare meci, dar am spus și am avertizat, Dinamo e o echipă bună, e o echipă cu jucători cu calitate, care au orgoliu, care își apără imaginea lor, au o imagine bună și își apără, chiar dacă au fost problemele care au fost. Asta am spus, cred că înainte de meci, la interviu, și chiar asta s-a întâmplat. Echipă bună, echipă, a fost echipa mai bună. Astăzi îi felicit, au fost mai buni ca noi, chiar dacă prima repriză, cred că am fost și noi acolo, am fost de la egal la egal, am ținut aproape de ei, am avut și noi ocaziile noastre, am avut după aceea și în a doua repriză o bară. Poate dacă deschideam noi primii, scorul era altfel rezultatul și altfel meciul. Cred că nu, diferența n-a fost foarte mare, n-a fost diferența de 3-0, dar Dinamo a fost echipa mai bună și echipa care a meritat victoria astăzi. Acesta credeți că a fost lucrul care a făcut diferența, calitatea jucătorilor de la Dinamo sau și unele greșeli ale echipei dumneavoastră? E clar că atunci când pierzi faci greșeli și am greșit, am făcut greșeli, am spus, prima repriză a fost una echilibrată, a doua repriză au fost clar peste noi, au avut controlul jocului, au împins jocul foarte mult, noi n-am reușit să ținem de minge, sigur că sunt greșelile noastre, clar că adversarul este mai bun atunci când greșești tu, dar atât am putut astăzi, v-am spus, Dinamo a fost mai bună și nu cred că meritam să pierdem la scorul acesta, dar până la urmă o înfrângere, indiferent și la 1-0, și la 3-0, și la 2-0, eram la fel de dezamăgit, dar n-avem ce să facem. V-am spus, mergem mai departe, urmează un meci important, meciul de cupă și trebuie să ne pregătim. Credeți că a fost puțin înșelătoare pentru jucătorii victoria din runda trecută cu Iași la scor? Nu neapărat înșelătoare. Eu cred că am făcut meciuri bune până acum, în afara meciului cu FC Argeș, în care într-adevăr am avut un meci prost, toate celelalte meciuri am avut meciuri foarte bune. E adevărat că n-am reușit să câștigăm, dar până la urmă am făcut și am câștigat cu FCSB, singura echipă neînvinsă, doar Politehnica Iași am învins-o, dar în condiții speciale. La noi FCSB a jucat cu toată echipa. Am învins, ne-am bătut de la egal la egal cu CFR, ne-am bătut de la egal la egal cu Craiova, ne-am bătut de la egal la egal cu Viitorul. E adevărat că n-am câștigat, dar noi nu avem un lot în care să ne permitem să, am spus asta de la început, am pierdut foarte mulți jucători de anul trecut, nu avem un lot în care să putem să ne batem la play-off. Suntem acolo, vrem să fim la cât de mult putem să fim pe la mijlocul clasamentului, să nu mai avem emoțiile de anul trecut și altor ani care au fost înainte. Încercăm să dăm maxim cu ceea ce avem la dispoziție. Eu cred că băieții până acum au format un grup bun, se pregătesc bine, au încercat și eu cred că am câștigat și multe meciuri, am spus, bune, dar atât am putut, astăzi atât am putut. Deci nu vă îngrijorează totuși, că dacă stăm să ne uităm la perioada recentă, în ultimele 5 meciuri sunt 4 înfrângeri. Păi da, dar și în ultimele 11 avem 5 victorii, 4 victorii și 6 înfrângeri, sau 4 înfrângeri, 5 înfrângeri. Așa, dacă stăm să luăm calcule și matematică, na, e greu. V-am spus, nu e ușor. Ca să poți să te bați la play-off sau la campionat, trebuie să ai echipă foarte, foarte bună și atunci, dacă facem o comparație, uitați-vă la Dinamo, atunci Dinamo ce să mai zică? Dacă noi ne plângem, Dinamo ce să mai zică? Cu un lot extraordinar, din ultimile 10, cât spuneți noastră, o singură victorie, nu? Sau alte echipe. Nu, fotbalul nu e pe fotbalul e realitate, până la urmă ajunge acolo unde ești poziția în care ești și la nivelul la care ești. Adică nu poți să
să ai pretenții să poți să câștigi campionatul. Noi nici nu n-am avut obiectivul acesta și la fel, nici de play-off. Tot timpul toată lumea spunea voluntar la play-off, nu. Pentru că așa ne păstrăm, dumneavoastră visați la acest obiectiv. Oricine visează, dacă nu visezi, atunci mai bine stai acasă. Dacă nu vrei să câștigi fiecare meci, mai bine stai acasă. Dacă nu vrei să fii campion, mai bine stai acasă. Dacă nu vrei să câștigi campionatul mondial, mai bine stai acasă. E clar că trebuie să vrei să muncești pentru lucrul acesta, să-ți dorești, să visezi, să fii acolo, să fii numărul 1, dar nu este ușor pentru că sunt foarte mulți factori pentru a putea atinge performanța maximă. La cum ați văzut Dinamo-ul jucând în această seară, vă explicați poziția din clasament și rezultatele negative de până acum și credeți că dacă n-ar exista acele probleme financiare și păstrând acest nivel de joc, ar putea fi acolo undeva sus în clasament? Da, tot timpul am spus și chiar vorbeam și cu staff-ul meu la toate meciurile pe care le-am văzut, la care Dinamo a jucat. Dinamo n-a făcut meci rău nici la Viitorul. A luat două goluri, într-adevăr, un gol din fază fixă și pentru că am urmărit toate meciurile, ultimele 3-4 meciuri, au făcut meciuri bune și cu Astra n-a jucat rău, dar ne-au dat gol. Cu noi, dacă la noi intra bara aceea în repriza a doua și conduceam noi cu 1-0, poate altfel ar fi fost problemele, pentru că, într-adevăr, din punct de vedere psihic, poate să fie destul de greu pentru ei. Sunt în situația care sunt fără bani, dacă mai în ultimele meciuri n-au câștigat decât un singur meci, dacă te mai conduce și voluntariu acasă în minutul 50 sau nu știu când a fost bara cu 1-0, destul de greu. Dar cu orice echipă, dacă Dinamo dă gol în prima dată, e foarte greu după aceea, pentru că au prin jucători încredere, au calitate, se vede calitatea și asta face diferența până la urmă. Mulțumesc foarte mult. Mersi.